vor împinge România către o guvernare, din nou o guvernare dezastroasă, adică o guvernare PSD. Cei care se prezintă la vot... Că PDL-ul i-a dus de rupă pe toți. Noi n-am apucat până acum să demonstrăm. Ați avut un program de guvernare care nu l-ați aplicat. Domnul, din contra, ați vorbit mai invers. Mult decât doamna trebuie și nu ne-ați spus nimic. Eu vă spun un lucru. Deci, microfonul acesta. Vreau să vă spun să ascultăm pe doamna Constanța și să știți că guvernul Tăricianu 1 a dat scutiri de impozite la 34 de societăți comerciale de aproximativ 1,3 miliarde de euro pentru ordonanța 128/2006. Iar programul dumneavoastră de guvernare, știe toată lumea, programul de guvernare al Alianței. Erați cu noi în Alianță, sigur ați uitat, aveți nu, să vă dau... Sigur, eu vă amintesc că din cauza mafioților dumneavoastră care furau și distrugeau parcurile, am fost dat afară din partid. Deci dumneavoastră, mafia care vă conducea, a pus ochii pe parcul Bordei și pe toate parcurile din București să distruge. Așa nu vin oameni la vot, că n-au înțeles nimic, domnul Marinescu. Niște fost dumneavoastră liderii PDL-ului. Ăștia sunteți. Nu trebuie să mai fiți niciodată nici în Parlament, nici nicăieri. Dumneavoastră aveți o față de bideu ce nu se poate, doamnă. Sunteți un om atât de mărunt. Haideți. Nu. Haideți, vă rog. Mă scuzați. Vă rugăm foarte frumos. S-a întâmplat. Îmi cer scuze. Vreau să vă spun că atâta mojicie cât este în politica asta nu și atâția oameni care trag turul de la bugetul de stat și tot timpul au curat să iasă pe presă, este ieșit. Nu, eu am rămas să le replică. Nu se poate să venim cu astfel de oameni care trag turul de la bugetul de stat. Hai să ne Da, trebuie să aibă o limită. Nu putem să ajungem la violență. Îmi cer scuze eu. Deci, scuze, nu s-a întâmplat nimic, s-a vărsat un pahar de apă pe hainele mele, după cum vedeți și dumneavoastră. Bine că a fost cu apă. Deci noi... Nu, este... este lamentabil și nu putem accepta ca discuta să degenereze... Cum mai putem să continuăm în condițiile astea? Aici încă e. Gata, domnul Marinescu. Stopați odată. Stopăm această prima parte a emisiunii. Stopăm această prima parte a emisiunii. Vă mulțumim.